podcastul lui Radu Prisăcaru. Cum îți structurezi planurile? Ai câteva planuri pe termen lung sau cum? Dimineața cum? Când deci dimineața e dimineața important. Când mă arat, noapte în oglindă, v-am spus și când plec la drum, fac o cruce mare, Doamne ajută, dar în planurile atunci apar și probabil mintea mai limpede și știu ziua aceea cam ce am de făcut. Unde plec, ce abordez prima oară, nu am liste, mulți își fac agenda și urmăresc și bifează pe agenda ce a făcut, ce n-a făcut, fixez lucrurile principale care le-am de făcut ziua respectivă și dacă reușesc, le deplinesc pe toate, le deplinesc, dacă nu, automat, a doua zi, dacă e urgență, trec și la... Mai sunt câteodată... Analiza că mă faci seara sau a doua zi dimineața? Nu, și asta nu e a doua zi dimineața. Deci nu mai dimineața. Ai productivitate maximă dimineața, să înțeleg. Dimineața nu? Nici nu beau cafeaua, cafeaua beau pe la 11, deja sunt foarte agitat și pus pe treabă dimineața, dar mai beau și cafeaua deja. Deci n-ai nevoie de teritor, ca să zic așa. La 11, 12 începe puțin oboseală și atunci beau cafea ca să iar să... Să fiu în stare să... Deci ai energie dimineață. Da, nu, mulți beau cafeaua că nu pot dormi, nu pot să trezi, nu pot începe activitatea cu cafeaua, n-am probleme. Nu, chiar am și probleme acasă, unde mergi, unde pleci, așa de dimineață, nu, am treabă, am ceva de făcut. Sunt activ, probabil, asta e. Abonați-vă la acest canal, dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare. Vă aștept pe www.raduprisacaru.ro